7 copii se înghesuie într-o casă bătrânească din satul Trușeni, municipiul Chișinău. Sunt la mila bunicii, care îi crește și îngrijește din pensia și salariul ei de deridicatoare. 3 nepoți au fost abandonați de mamă, iar pe alți 4 îi adăpostește împreună cu mama lor, pentru că nici aceștia nu au un acoperiș deasupra capului. Întreaga istorie a familiei numeroase din Trușeni o aflați din noua ediție a emisiunii La limita existenței. La o distanță de doar 13 km de capitală, în comuna Trușeni, unde se pare că nu ar trebui să existe sărăcie, am găsit-o pe Victoria Procopii, o bunică de 63 de ani, în casa căreia locuiesc 7 nepoți, Daria, Dana, Violeta, Lubov, Cristina, Vasile și Sergiu. Cel mai mare are 14 ani, iar cel mai mic 7. Nepoți sunt de la fiu, au 7, 8 și 9 ani. Tatăl lor muncește cu ziua prin sat. Mama i-a abandonat acum 5 ani. Anul trecut, femeia a murit. Eu chemam pe dânsa, vin fa la copii acasă, vin la copii acasă. Acum eu sunt în viața mea. Mult că e ghine și nu-i trebuie și copii. Câte ori vine la copii, întotdeauna era bătută. La ochi, la mână, bătută, bătaie de joc de dâns ai face concubinul acela. Și e ca până când au ajuns anul ăsta, că a mormântat-o. Făicică dulce pam, toată lumea are mam. Mielul, iedul, ursulică, puiul cel de rândunică. Când era în viață, mama ei îi suna o dată pe an. Iar de vreun ajutor din partea ei, nici vorbă, spune bunica. A fost numai la ziua băietului, anul trecut, și ideea de 10 lei. Și avea bani, că mama nu mai are bani. Lemni ați cumpărat sau v-au dat? Am cumpărat. V-au ajuns bani pentru lemni? Sau... Nu, chiar am luat un credit. Și cam o iană în timpul ierni, am luat un credit și ne-am luat lemni. Violeta și Vasilică, doi dintre nepoți, sunt eminenți la școală și se visează profesori. Am făcut și pentru bunică o felicitare de Crăciun. Ai bunicii? Da, dacă mama a decedat. În casa Victoriei Procopii mai cresc alți 4 nepoți. Sunt copiii fiicei sale, care din cauza sărăciei nu are o casa sa și locuiește cu mama. Ce vârstă ai tu? 12 ani. 12 ani. Mergi la școală? Da. Ai prieteni acolo? O leacă. Care obiect îți place cel mai mult? Rusă. Limba rusă. Victoria Procopii are o singură dorință, ca toată familia să fie sănătoasă. Fiica ei visează la o casă mare, în care să încapă bine cu toții, însă pensia de 2000 de lei și salariul de servitoare de aproximativ 3000 de lei, pe care bătrâna îl obține de la școală, sunt puținii bani care trebuie împărțiți pentru nevoile de zi cu zi, dar nu-i ajung nici de cum, recunoaște femeia.